Stația Eugen Lovinescu de pe strada Drumul Taberei, sectorul 6 București. Am observat și asta iarnă, dar observ și acum vara, un nenic vinde orice în stradă, sub cerul liber, la temperaturi de aproape 40 de grade. Momentan, dispecerii noștri sunt angajați în alte comorbiri. Vă rog să mă așteptați pentru a vă păstra prioritatea în preluarea apelului. Sunt la poliția locală, sector 6. E ocupată. Bună ziua! Vreau să vă sesizez despre o vânzare neautorizată de produse alimentare pe stradă. Stația Lovinescu, pe strada Drumul Tabere. Tabere, stația Lovinescu, nu? Da. Peste drum de market. Brega. Mulțumesc! La revedere! Până la urmă a reacționat poliția locală la telefon, dar să vedem ce vor face, cât e acum, 10 și 10. Să vedem cât va dura și în ce fel vor interveni, dacă nu o să-l sune acum să-i zică pleacă, pleacă că ești filmat! O fi și el fost polițist ceva cu rude în primărie. Deci permite așa aroganță. Produsele lui pot să devină focar de infecții, de intoxicații, de tot ce vrei. Și el ia de unde noi. Cine o să răspundă pentru asta? Ce expune el acolo? Orice! Borcane de miere, probabil. Asta se păstrează, doar se topește, nu-i problemă. Dar dulceața? Ce mai are el acolo? Brânză, lapte, ceva. E, dacă e la umbră, nu-i grav. Sunt numai 35 de grade la umbră. În soare sunt 50. Ce ai pățit? Doar nu mai văzut să le bagi înapoi. A, schimb loc. Tot e mai vizibil așa lângă chiosc, da? Ascuns în tufe, nu merge afacere. Comerțul stradal bucureștean. La 200 de metri de secție de poliție. Primăria e departe, dar oricum nu contează.
și mă bucur că nenicul se plictisește. Nu inspiră deloc încredere în vânzător din ăsta stradal de produse lactate, alcoolice, ce mai vinde el acolo, miere. Nici să nu cumpărați niciodată de la așa personaje. Hai că și-a găsit client. Sau nu? Omul și-a pus masca și-a plecat. Are corespondență intensă. Probabil e scris de la poliție. Bă! Valea! A ieșit să mai bronzeze la soare. În stație. Că la umbră e frig. Trecut primul sfert de oră de când am sunat poliția. Se pare că n-au de gând să intervine rapid. Nu e o urgență. Sănătatea populației și fiscalitatea și ce alte probleme. Că legalitatea noi invocăm. Hai că a apărut la colț. Băi, rapid! Să trăiască. Ia le și plec. Ea totuși pleacă. Cum așa, nici brânză, n-are voie nimic. Am îndepărtat din zonă. Cam așa face poliția locală. Asta se cheamă complicitate. Și raportează, l-am îndepărtat din zonă. Când el trebuia amendat și marfa confiscată. Halal organ. Ciucule, sper că vezi. Am atras atenție. A, deci e conștient că e filmat. Nu mai veniți aici, vă rog, indiferent că aveți probleme, dar am înțeles. Vă duceți dumneavoastră unde credeți dumneavoastră. La alți polițiști care îți vă înțelegeți mai bine. Ieri a fost sancționat, povești. Da, acum, eu nu plec la aici până nu plecați dumneavoastră. Am fost filmați. Ați obișnuit să faceți orice, oricum, cu nația asta ouată și clocită. Dacă mă mai filmez mult, ăsta e comportament de polițai, că dacă mă mai filmez mult, nu știu ce-mi face. Trebuie să-mi ce vomă vindea el acolo, ce avea aici în sticla asta.
așa de vacă, probabil, tratament anticovid. Organul înarmat, e pistol, e periculos. Dacă îl mai filmezi mult, poate să te împuște miliția. Deci nu se încuie. Îți dai seama ce pericol în trafic e jaful ăsta de mașină. La mod sigur are ITP trecut. Și acolo poliția e complice. Și o ia pe trotuar, sigur că da. Cel mai ușor e așa. Cum el ar trebui amendat și pentru circulă pe trotuar. Putea să iasă acum direct la semafor. Nu? Poliția l-a văzut. Deci, l-a încurajat să mai meargă tot așa pe viitor. Ce contează regulile de circulație dacă el e cu handicap? Se iartă. Mai tem cu handicapul sunt organele de stat. Ia uite cum au pornit fără centură amândoi. Și fără mască în mașină. Tovarășe Ciucu, ai văzut? Fără mască, fără centură. Poliția locală, sector 6, din subordinea dumitale. Demisia!